Bine v-am găsit sau regăsit la un nou video. Am de gând să mai fac încă un tutorial pentru cei care încă nu se descurcă foarte bine cu procedura asta de prelungirea garanțiilor pentru sculele Makita DeWalt și care mai oferă garanția la 3 ani. Am mai făcut un tutorial acum ceva timp, o să găsiți linkul undeva în dreapta de sus a ecranului. Acolo am făcut un clip cu Bosch, cum puteți să prelungiți garanția sculelor Bosch la 3 ani. De data asta o să facem despre Makita. Procedura în sine este foarte simplă, va trebui să aveți acces la internet, să dispuneți de un cont de e-mail, pentru că dacă nu aveți cont pe site-ul makita.ro, va trebui să vă faceți unul. O să intrăm prima dată pe www.makita.ro și imediat ce deschidem această pagină, vedeți că apare exact această fereastră, informații cu privire la garanția extinsă pe teritoriul României. Trebuie să citiți cu atenție ce ne spune aici, pentru că sunt informații care ne interesează. Vă aducem la cunoștință că extinderea garanției la 3 ani este valabilă pentru mărcile Makita și MT și doar pentru bunurile achiziționate de pe teritoriul României și Republica Moldova. Deci noi am avut niște discuții de acest gen pe grupul pasionaților de unelte cu sculele cumpărate de pe site-ul ziftool.ro. Din câte am înțeles, acel site este al unei firme care operează din Ungaria și exact aici ne spune și care este problema cu acest gen de site-uri. Mai este încă un site, dar nu-mi scap acum numele, care tot așa este din Ungaria și operează de pe teritoriul Ungariei. Citim mai departe, nu se acordă garanție extinsă pentru bunurile vândute prin internet de pe pagini web în limba română, dar operate din Ungaria, Polonia și alte țări. Deci face trimitere exact către site-uri de genul ziftool.ro. Garanția extinsă sau acumulatorul se acordă doar în cazul completării informațiilor solicitate cu date complete și corecte, inclusiv încărcarea documentului fiscal și a certificatului de garanție original emis de Makita România și primit odată cu achiziționarea mașinii. Deci trebuie să păstrați și certificatul original pe care l-ați primit la achiziționarea unelte dumneavoastră, pentru că s-ar putea să vă fie de folos, deci să nu vă bazați doar pe acesta pe care îl veți obține după ce înregistrați unelta. Neîndeplinirea acestor condiții va duce automat la invalidarea certificatului de garanție extinsă. Bun, haideți să intrăm pe adresa makita.ro/serviceweb-login.html. O să vă pun link aici undeva, ca să-l vedeți și voi. Eu am setat să fac o captură de ecran care să nu cuprindă și bara de adrese, de asta nu vedeți exact pe ce pagină am intrat. Cum vă spuneam și mai devreme, trebuie să aveți, să dispuneți de o adresă de e-mail în cazul în care nu aveți deja cont pe makita.ro și asta se poate face apăsând acest buton. Haideți să vedem ce anume o să vă ceară. Deci dacă sunteți persoană fizică, dacă sunteți persoană juridică, o să vă treceți aici toate datele, adresă, cod poștal, oraș, nume, prenume și tot ce vă mai cer ei. Pentru cei care aveți contul, va trebui să vă logați, o să dați conectare și ne trimite la tabloul dumneavoastră de bord. Aici aveți trei opțiuni: editare profil, adăugare mașină, arată mașină. Aici o să vedeți lista de scule pe care le-ați înregistrat deja sau o să vedeți după ce o să înregistrați scula, dacă este prima dată când faceți acest lucru. Aici ne mai dă câteva informații pe care e bine să le citiți pentru a aprofunda cât mai bine cum funcționează procedura. O să dăm aici adaugă mașină. Eu o să prelungesc astăzi garanția la o mașină de căuri și înșurubat, modelul DDF482. Este o mașină pe care am cumpărat-o de la un dealer neautorizat de Makita, dar se poate face și așa. Deci avem două butoane aici, mașini și acumulator. Dacă vreți să prelungiți pentru acumulator, va trebui să apăsați acest tab. Dacă nu, pentru
scule, veți rămâne aici la mașini. Veți selecta magazinul de unde ați cumpărat scula. Dacă ați cumpărat unealta din Dedeman, de exemplu, dau un exemplu care mi-a venit așa repede în minte, magazin fizic, o să selectați magazin. Dacă ați cumpărat-o de pe internet, o să selectați magazin online. În cazul meu, magazin online. Aici la dealer Makita, cei care ați cumpărat de la dealeri autorizați, o să vă apară direct. Uite, haideți să încerc să fac un exemplu de la ăștia de la Scule Prime. Dar nu o să scrie Scule Prime pentru că ei sunt înregistrați altfel, cu numele Levente sau ceva. Este un băiat ăsta, Dalos Levente Ferencz, întreprindere individuală. Ăsta este numele firmei care operează pe sculeprime.ro. Eu l-am cumpărat de la Harley Construct. Nu cred că este în lista de, vedeți că nu este. O să selectați alți, imediat o să ne apară, alți revânzători conform factură, da? Cum am spus și mai devreme, condiția este să aveți unealta cumpărată de la un magazin autorizat, nu neapărat dealer autorizat Makita, dar care să opereze pe teritoriul României. Aici o să ne întrebe data de achiziție. În cazul meu este cumpărată pe data de 16 noiembrie 2019, bineînțeles, și aici va trebui să încărcați ori factura dacă ați scanat-o în format PDF sau un alt format, sau puteți să faceți o poză cu factura, o poză foarte clară, și trebuie să o încărcați aici unde scrie factură. Eu am scanat-o și mi-am salvat-o în format PDF. O să vedem unde am și pus-o, DDF482, aceasta este factura mea. O să o încărcăm, ne-a apărut aici o bifă, asta înseamnă că factura s-a încărcat. Aici vom introduce cod model, deci în cazul nostru am spus DDF, deci exact cum se cheamă mașina, care este modelul mașinii pe care ați cumpărat-o, 482. Da, mașina de găurit și înșurubat de DDF482 Z, pentru că am luat-o fără acumulator și fără încărcător. Aceasta este mașina. Aici o să treceți serie mașină. O să aveți trecut pe eticheta de pe lateral sau acolo unde aveți eticheta la mașină. În cazul meu, seria este 616 368 și un R de tipar. R. Bun. Note, dacă aveți ceva de adăugat sau ceva de declarat, în cazul meu nu. Și o să apăsați aici înregistrează. Dacă toate informațiile sunt în regulă, ar trebui să vă apară înregistrare completă. Mulțumim pentru înregistrare. Bun. Aici aveți chitanța pe care ați încărcat-o voi, adică factura, și de aici aveți fișierul în PDF, certificatul de garanție care atestă faptul că ați prelungit garanția la 3 ani. Este acesta de aici. Trebuie să vi-l descărcați în calculator, să-l aveți, să știți de el, sau puteți să-l lăsați în cont dacă îl puteți găsi și ulterior în cont. Eu prefer să mi le descarc și să mi le trag la imprimantă, să le prind în agrafă lângă celelalte documente care au însoțit mașina, certificatul de garanție în original și cu factura. Deci procedura este destul de simplă, nu este foarte greoaie. Unde am zis, dacă reveniți la acest buton arată tot, o să vă dea toate mașinile pe care le-ați înregistrat. În cazul meu sunt astea de aici din stânga. Asta este tot ce am înregistrat eu, am prelungit garanția la 3 ani, mai aveam polizorul, dar atunci când l-am achiziționat nu știam că pot să prelungesc garanția, chiar dacă este cumpărat de la un dealer care nu este autorizat de Makita, dar magazin autorizat în rest. Cam asta este procedura, deci nu este foarte greu. Sper că v-a fost de folos tutorialul ăsta și fructificați de această posibilitate. Și Makita și Bosch și DeWalt știu că oferă posibilitatea asta de prelungire la 3 ani. Deci este o variantă, să zic așa, care ni se oferă și trebuie profitat. Cam asta
A fost clipul meu, asta am vrut să vă arăt, sper că ați înțeles ceva de aici. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le lăsați în comentarii, în secțiunea de comentarii și o să vă răspund dacă mă pricep fiecăruia cu mare plăcere. Până la clipul viitor, vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!